În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Din Sfânta Evanghelie de astăzi, de la Luca, capitolul 10, versetul 25. Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie am venit astăzi să sfințim această biserică minunată, iar apoi să participăm împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învățătură, scurtul cuvânt de învățătură pe care doresc să vi-l țin, îl intitulez așa: Faptele milei creștine. De ce? Pentru că lucrul acesta ni-l sugerează Sfânta Evanghelie ce s-a citit. Ne sugerează subiectul acesta: faptele milei creștine. Un învățător de lege, poate sincer, poate înspre a ispiti, a venit la Domnul Hristos și l-a întrebat: ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Ce să fac ca să ajung în rai? Și Mântuitorul Iisus Hristos, știindu-l că e învățător de lege, a zis: ce citești în Scriptură? Ce scrie acolo? Și el răspunde: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul îi zice: fă aceasta și vei fi viu, fă aceasta și vei merge în rai. Însă el, dorind oarecum să facă pe deșteptul, i-a zis: dar cine e aproapele meu? Și atunci Mântuitorul i-a spus pilda pe care ați auzit-o. Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. Un drum pe care unii dintre dumneavoastră care ați făcut pelerinaj în Țara Sfântă îl și știți. Nu e așa de lung. Însă, cum se călătora pe vremea aceea cu dobitocul său, a fost prins de tâlhari care l-au jecmănit, l-au bătut, l-au lăsat lângă drum aproape mort. De la templu din Ierusalim, mergând înspre casa sa, cobora un preot care a trecut pe alături. Acum cei ce comentează zic că nu dorea să se apropie de un mort ca să nu se spurce. În sfârșit, nu mai comentez eu acest lucru. Și un levit a trecut pe drumul acela. Și levitul era slujitor la templu. A trecut și el pe alături. Un samarinean, un om de alt neam, a coborât pe cale și văzându-l, i s-a făcut milă, l-a luat, i-a spălat rănile, le-a uns cu un de lemn, l-a dus la o casă de oaspeți și a zis gazdei: ai grijă de el, dându-i 2 dinari, că atunci când mă voi întoarce, îți voi plăti tot. Ai grijă de el. Și Mântuitorul Iisus Hristos îl întreabă pe învățătorul de lege: acum, care dintre cei 3 a fost aproapele celui căzut între tâlhari?
Sigur că nu putea da un alt răspuns decât cel logic, cel ce a avut grijă de el. Și Domnul Hristos i-a zis, du-te și fă și tu asemenea. Adică fă și tu faptele milei creștine ca să poți intra în împărăția cerurilor, ca să fii viu. Acum se vorbește în vremea noastră foarte mult de faptele de filantropie. Asistența socială, cel puțin teoretic, este trecută în seamă. Însă nu știu cât de mult este pus în practică. Oricum, Domnul Hristos nu-i singurul loc în care ne vorbește de faptele milei creștine. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Mântuitorul Iisus Hristos le-a vorbit ucenicilor săi și celor ce ascultau de cea de-a doua venire. Vă citesc și frăților voastre câteva versete din Evanghelia de după Matei, de data aceasta. Când va veni Fiul omului, întru slava ta, slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Împăratul, răspunzând, va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Rezultatul va fi că aceștia ce au pus în practică faptele milei creștine vor ajunge în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Și am zis că se vorbește mult astăzi de asistența socială. Se vorbește mult și se face mai puțin. Dar Sfânta Evanghelie ne aduce aminte că trebuie să ne punem foarte serios problema aceasta, pentru că de ea atârnă destinul nostru veșnic. Ne vom mântui sau nu ne vom mântui? Teoretic am zis că foarte multă lume e de acord cu asistența socială. Acum Sfântul Iacob în epistola sa scrie câteva versete care ar trebui să ne pună pe gânduri. Încep a citi din capitolul 2 de la versetul 14. Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are, oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană așa de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă, dar nu le dați cele de trebuință, care este folosul? Așa și cu credința.
dacă n-are fapte, e moartă în ea însăși. Credința fără fapte este moartă. Din viața noastră, din faptele vieții noastre, ar trebui să se poată trage concluzia că suntem creștini, că punem în practică faptele milei trupești. Le pomenește Sfântul Evanghelist Matei, așa cum v-am citit, a-l sătura pe cel flământ, a-l adăpa pe cel însetat, a-l îmbrăca pe cel gol, a-l cerceta pe cel bolnav, a-l vizita pe cel din închisoare. Aceste sunt faptele milei creștine care atârnă tare în balanța bunului și dreptului judecător. Acum, cei ce s-au pus serios problema mântuirii, cei ce s-au gândit la Dumnezeu, cei ce s-au gândit că nu se termină totul la groapă. Din păcate, sunt unii care socot că se termină totul la groapă. Nu se termină. Deci, cei ce s-au pus serios problema mântuirii, ne-au lăsat rânduri scrise extraordinar de frumoase. De exemplu, unul dintre conjudețenii noștri, Ioan Alexandru, care e înmormântat la Nicula, a murit cam devreme, prea devreme. El a scris și proză, dar a scris și poezii frumoase. Și o poezie și-o intitulează Epitaf. Epitaful este inscripția de pe un mormânt. Epitaful lui sună tot așa, tare frumos. Se gândea el la asistența socială, la faptele milei creștine. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătaie, pentru că unei bătrâne care intenționa să se arunce în lac, fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Doarme până la înviere, așteptând dreapta răsplată a bunului Dumnezeu. Acum și într-o duminică mai înainte, aducându-ne aminte nouă de faptul că au valență veșnică faptele noastre, cu câteva duminici mai înainte am citit Evanghelia, nu cu bogatul cel nemilostiv și cu săracul Lazar. Când au ajuns dincolo și bogatul se chinuia în iad, i-a zis lui Avram, lasă-l pe Lazar să-și înmoaie degetul în apă și să vină să-mi răcorească limba, că mă chinui prea tare. Răspunsul a fost, adu-ți aminte, adu-ți aminte că pe lume tu ții de aduna pe cele bune și Lazar pe cele rele. Acum el să mângâie și tu te chinuiești. Nu neapărat pentru că a fost bolnav, ci pentru faptul că n-a fost milostiv. Acum literatura abundă în texte care ne îndeamnă pe noi să fim milostivi, mila creștină să nu ne părăsească. Și vă mai dau un exemplu și cu asta voi și încheia. Un roman foarte cunoscut și foarte bine scris se intitulează Frații Karamazov. L-a scris Dostoievski. Și în unul din capitolele cărții ne întâlnim cu părintele Zosima. Și părintele Zosima dă o sumedenie de pilde referitoare la faptul că
faptele milei trupești ne urmează. O femeie depravată a murit. Îngerul ei păzitor era foarte neliniștit. Ce să-i spună bunului Dumnezeu? Și s-a tot gândit cum să o salveze. Și scrie autorul că și-a adus aminte îngerul că într-o bună zi femeia, cea păcătoasă, luase un fir de ceapă și l-a dat pe mană unui necăjit care trecea pe drum. Și a zis îngerul păzitor, ia firul de ceapă! Prinde-te de el și eu te voi scoate din iad. S-a prins de firul de ceapă, dar de picioarele ei s-au agățat alți nenorociți din iad. Și ea, în loc să fie mulțumită că firul de ceapă îi ține pe toți și îi scoate din iad, a început să dea cu picioarele. Și în momentul acela firul s-a rupt. Pentru că nu a avut milă creștină, s-a gândit la ea și nu s-a gândit la ceilalți. Acum Sfânta Evanghelie de astăzi este așa de simplă, dar așa de frumoasă. Samarineanul milostiv, întâlnindu-l pe bietul om bătut, jecmănit, rănit, l-a luat din cale. I-a legat rănile și l-a adus la o casă de oaspeți. Fără să stăruim, samarineanul milostiv, înțelegem că este Domnul Iisus Hristos, care s-a pogorât din cer pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și El este în tot momentul dispus să aibă milă de noi, păcătoși, bolnavi, necăjiți, și să ne ridice din drum, să ne ducă la casa de oaspeți care este biserica și să ne ofere mântuirea cea veșnică. Acesta este gândul, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l transmit astăzi, la sfințirea bisericii dumneavoastră, această biserică frumoasă, ziceam și atunci când am terminat slujba de sfințire, că este rodul jertfei Părintelui Mihai și rodul jertfei dumneavoastră a tuturor. Și încheiam atunci, închei și acum. E greu de a detalia tot ce s-a făcut aici, dar ne ajută Tudor Arghezi, prin versurile sale, să rezumăm ceea ce s-a întâmplat aici. Cu asta și închei predica mea. Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. Felicitări, la mulți ani!